Mulțumesc, dragilor, încă o dată, mirajul televiziunii îl puteți vedea pe Vlăduț în carne și oase, acum aici. Copilul Vlăduț a crescut, a devenit un muzician, un muzician, un compozitor foarte, foarte apreciat. Mulțumesc frumos și dați-mi voie, vorba cântecului, să-mi prezint colegii de trupă. Te rog, chiar te rog. Secția ritmică, domnul Florin Vasile. Florin Vasile. Toma. La chitară bas, domnul Alin Neagoie. Alin Neagoie. Iar la clape, domnul Alex Matei. Alex Matei și Vlăduț Crețu, adică Supermarket. Spuneam că ai devenit un muzician, un compozitor foarte, foarte apreciat de toți cei din branșă și nu numai, publicul te iubește foarte mult, Vlăduț. Și bănuiesc că ai pregătit ceva special pentru astăzi. Da, am pregătit. Ne povestești despre ce este vorba? Sigur că da, este Spuneam vorba de Năică, iată că Năică, cu siguranță am mai găsit pe cineva. Năică, pe cine ai găsit acolo? Găsit, ia să vedem, ai găsit-o cumva găsit pe Irina Sârbu! Exact, stai de Irina! Irina Sârbu, care n-a Uite, venit singură. A venit Irina nu și ea poate. Este surioara mea, nu-i așa? Nu se poate! Irina Sârbu este pentru prima oară într-o emisiune de televiziune împreună cu fiica ei. Cu Ana, bună ziua, bine Ana. V-am găsit! Da, Ana este, prima, este la prima emisiune, copilași, uitați-vă, da? Cu așa ocazie specială, unică, ce nu frumos. Se putea să nu venim împreună. Mulțumim foarte mult, Ana, dacă nu vrea să stea acolo alături de tine, Ana poate să meargă la tati, e... Poate da? Să stea bun. Aici. Poate să stea unde vrea Ana. Iar Irina Sârbu și Vlad Crețu acum ne-au pregătit ceva, așa cum spuneam, cu adevărat special. Vă ascultăm, dragii noștri. Drago, o scurtă prezentare, este vorba de un cântec special pentru bebeluși. Un cântec compus special pentru copilașii care vin pe lume și se numește exact așa, Bine ai venit pe lume. Ce frumos! Și am ales-o cu mare drag pe Irina să ne acompanieze și să interpreteze partea ei din acest cântec, pentru că, pe lângă profesionalismul ei, ne leagă o foarte frumoasă prietenie și veche. Foarte veche. De vreun an jumate, exact. Suntem foști colegi de liceu, suntem apoi foști colegi de facultate și avem foarte, foarte multe amintiri foarte plăcute împreună. Împreună și cu Alin suntem foști colegi de liceu. Deci e o mică reuniune de liceu. Așadar, Ana, Irina Sârbu și Supermarket. Bebeluș frumos, ce zâmbești și gângurești. Astăzi te-ai botezat și ai intrat într-o lume plină de povești. Nașii tăi te îmbrățișează, sufletelul îți veghează, iar noi cu toții ne bucurăm și îți cântăm. Bine ai venit așteaptă vise și cu nori din cer senin, cu soare în zăr. Bine ai venit pe lume, copilaș, drăgălaș, mămica de bacrotin. Tăticul sprijin îți va fi și amândoi mereu te vom iubi, căci pentru noi ești cel mai dulce îngeraș. Bebeluș frumos, fie-ți somnul liniștit, cât de fericit sunt ai tăi părinți, în viața lor ești un vis împlinit. Pentru dragii tăi bunici ești lumina ochilor și-n sufletul lor, și-n sufletul lor te vor purta mereu cu dor. Bine ai venit copilaș, drăgălaș, te așteaptă vise și culori, din cer senin, cu soare în zăr.
bine ai venit pe lume, copilaș, drăgălaș, mămica te va ocrăti. Tăticul sprijin îți va fi și amândoi mereu te vom iubi, căci pentru noi ești cel mai dulce îngeraș. Ursitoarele-au venit să îți ursească sănătate, fericire și iubire. Toate acestea mereu le vei avea. Bine-ai venit pe lume, copilaș, drăgălaș, te-așteaptă vise și cu nori când cer senin cu soare-n zări. Bine-ai venit pe lume, copilaș, drăgălaș, mămica te va ocroti. Tăticul sprijin îți va fi și amândoi mereu te vom iubi, căci pentru noi ești cel mai dulce îngeraș. Ești cel mai dulce îngeraș. Ești cel mai dulce îngeraș. Mulțumim, dragilor! Toboșoară se face, numai la Tobo s-a uitat tot momentul. Foarte frumos, foarte frumos, Irina, ne-ai făcut o surpriză extraordinară. Irina, te rog mult să o întreb pe Irina, când mai are spectacolele pentru copii, da? De la Teatrul Odeon? Asta pentru că ea e și actriță foarte când bună anume și este o muzician extraordinar. Mie îmi place că stau acum la un metru distanță de ea să-mi exprim la televizor admirația pentru ea. Este un artist desăvârșit și care demonstrează că se poate face un drum minunat în muzică și fără prea multe apariții TV. Ea știe sute de melodii și acompanii din toată lumea. Nu știu dacă există vreun gen muzical pe care ea să nu-l abordeze. Operă, sigur, nu? Și acompaniată de cei mai mari muzicieni. E foarte adevărat iată și acest proiect minunat pe care îl are cu Cântece pentru Copii. Și mă uitam cât de atentă era Ana și cât de cuminte, obișnuită fiind de altfel, cântările pe care îi le faci seara, mai ales, da. Noi te urmărim și pe Facebook, să știi. Bineînțeles, cum să nu? Te urmărim cum îi cânți Anei și e foarte frumos tot ceea ce faci. Mulțumim, Irina, sărbu, te felicităm! Mulțumim și noi!